Fata care voia să traverseze strada prin loc special amenajat a fost lovită de un autoturism la volanul căruia se afla un șofer neatent. Acesta nu a apucat să reducă viteza atunci când tânăra a pășit pe trecerea de pietoni. La fața locului a ajuns un echipaj al ambulanței care a preluat victima și a transportat-o la spital pentru îngrijiri. La data de 15 mai anul curent, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de un participant la trafic cu privire la faptul că pe strada Victoria din localitate un autoturism a acoșat un pieton. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că un bărbat de 59 de ani, cetățean român cu domiciliu în Australia, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Victoria, nu a adaptat viteza în apropierea unei treceri de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, motiv pentru care nu a observat la timp o tânără de 20 de ani care traversa regulamentar, acroșindu-o și rănindu-o ușor. Tânăra a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar conducătorul la auto a fost testat pe etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întâlnit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspecte săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă. Tânăra de 20 de ani se află acum în afara oricărui pericol.